Ți-ai pus vreodată întrebarea dacă ai vrea să faci $1.000.000? Adică dacă chiar ai vrea, ai reuși? Poate te gândești că nu, că evident că n-ai reușit, că altfel ai fi făcut-o până acum, dar ai încercat vreodată? Uneori tot ce îți trebuie este puțină muncă, puțină disciplină și o idee foarte bună. În 2005, un student englez a avut acea idee bună care să-i aducă $1.000.000. Acesta a creat o pagină web numită milliondollarhomepage.com. Ideea a fost simplă și ingenioasă. Pagina consta într-un chenar care conținea 1.000.000 de pixeli. Aceștia au fost puși la vânzare ca spațiu publicitar și fiecare pixel avea prețul de $1. Inițial, prieteni și cunoscuți au cumpărat spațiu publicitar pe această pagină, dar după ce BBC a preluat un comunicat de presă despre site, acesta a explodat și în curând au apărut numeroase comenzi de la tot felul de firme mici, medii, mari și foarte mari, inclusiv Orange, eBay, Yahoo, Walmart și altele. Până la urmă, ideea a făcut peste $1.000.000 în mai puțin de un an, iar pagina încă există, spre deosebire de multe dintre firmele care și-au făcut reclama acolo. Oricum, e clar că acest concept a stârnit ceva în oameni și nu a fost singura dată când 1.000.000 de pixeli aveau să dezvăluie ceva despre natura umană. De 1 aprilie, în 2017, Reddit a creat un fel de farsă sau un proiect inedit numit Reddit Place, adică loc. Acest loc era o pagină care conținea un fel de pânză goală cu 1.000.000 de pixeli care puteau fi colorați cu diverse culori de oricine. Doar că nu puteai colora decât un singur pixel pe rând și trebuia să aștepți între 5 și 20 de minute până când aveai voie să treci la următorul pixel. Pânza a început să fie colorată de numeroși utilizatori din întreaga lume. Perioada de așteptare între pixeli era relativ mare, astfel dacă încercai să desenezi ceva de unul singur, ți-ar fi luat foarte mult și nu știai niciodată dacă nu o să vină cineva să-ți distrugă desenul. În prima etapă, utilizatorii colorau pixele aleatori cu diverse culori la nimereală, dar după scurt timp aceștia au început să colaboreze și astfel a apărut primul desen, care a fost... Dick Butt. Ok, poate nu e cel mai bun exemplu, dar nu a fost singurul. Aici, în centru, avem alt desen rudimentar care este un... de fapt, aici jos avem ceva, avem un text care scrie Send nudes, please. Ok, la început a fost cam prostesc, dar na, așa e internetul. Plus că nu erau decât primele câteva minute ale experimentului, dar pe urmă, oamenii au început să realizeze adevăratul potențial al acestui proiect. Au început să apară diverse grupuri organizate care lucrau împreună pentru a domina pagina. Mai întâi a fost colțul albastru, care a început în forță și s-a extins rapid ca un adevărat imperiu. Similar a fost colțul verde, sau cel mov, sau cel verde cu picățele albe. Toate încercau să cucerească cât mai mult teritoriu, dar nu au avut același succes ca și colțul albastru. Altă facțiune de succes a fost cea care ilustra așa numitul drum curcubeu, adică o serie de linii pe diagonală care au ajuns să acopere porțiuni semnificative din ecran. Curând au început să apară și opere de artă, printre primele fiind acești Pokémoni, precum și Bender din Futurama. Facțiunea albastră le-a înghițit, dar a decis să lase capodoperele intacte și chiar a acceptat să le protejeze, ceea ce a stabilit un precedent important pentru restul experimentului, pentru că în curând numeroase alte desene au început să apară pe teritoriul albastru și acesta a ajuns cumva să decidă ce rămâne și ce nu. În alte zone ale pânzei, steagurile naționale au fost printre primele ilustrații să apară. Primul steag a fost cel al Argentinei, fiind urmat îndeaproape de numeroase alte țări, inclusiv România, care a apărut destul de devreme. Steagurile au început să fie o forță dominantă în Reddit Place și au început să se extindă și să adauge alte simboluri sau decorațiuni adiacente, gen sigle, inimioare, text sau, în cazul României, un mic vampir Reddit. Ce simpatice! Pe lângă toate astea, existau, bineînțeles, reclame, picturi, jocuri, seriale și, în principal, toate lucrurile de care erau interesați, în general, oamenii de pe Reddit. Dar mai interesant decât toate ilustrațiile lor au fost conflictele între diversele facțiuni și bătăliile pentru teritoriu. Există numeroase astfel de confruntări interesante, prea multe pentru a-l discuta pe toate acum, adică am putea petrece ore întregi analizând aceste războaie. Cum ar fi Germania, care încă de la început s-a extins cucerind un teritoriu vast, până când a dat de Franța, pe care a cucerit-o fără ezitare. Poate simțindu-se puțin vinovați că au invadat Franța a patra oară, au decis să colaboreze și să creeze steagul Uniunii Europene în locul unde s-au intersectat. Alt exemplu ar fi facțiunea barei de Windows, care era determinată să deseneze bara de jos ca la un Windows vechi. Când s-a intersectat cu noaptea instalată a lui Van Gogh, aceștia au inclus-o în design, făcând să arate ca o imagine în bară, permițând ambelor tabere să supraviețuiască.
Probabil cel mai interesant a fost The Black Void, o facțiune care a plecat din centrul ecranului și a încercat să cucerească întreaga pânză, distrugând tot ce le stătea în cale. În fața acestei forțe destructive, numeroase alte grupuri au început să colaboreze și să lupte împotriva distrugerii iminente. Lovitura culminantă a venit culmea fix când vidul negru a încercat să cucerească America deghizându-se în drumul de curcubeu. Asta a determinat atât americanii cât și curcubeiștii să lupte împreună, distrugând în cele din urmă vidul negru. Unele dintre aceste grupări aveau propriile lor subreddituri unde puteau să discute sau să alcătuiască strategii. Alții erau comunitatea de fani unui streamer care îi încuraja, alții vreau să-și reprezinte țara, alții vreau să-și reprezinte jocul sau filmul sau serialul preferat, pe când unii nu erau influențați de nimeni și o făceau spontan și natural. După 72 de ore, Reddit Place a fost închis și experimentul s-a terminat. Este greu să nu faci corelații între Reddit Place și societatea noastră. Asemănările sunt izbitoare, războaie pentru teritoriu, patriotism, fanatism, o luptă pentru supraviețuire, precum și pentru relevanță istorică. În opinia mea, Pânza Finală este una dintre cele mai importante opere de artă din timpurile noastre. Nu doar ca o metaforă pentru cultura și societatea noastră, dar și pentru ceea ce reprezintă, adică e destul de pozitivă. Nu conține niciun simbol de ură, niciun mesaj negativ, rasist, nicio svastică, nimic de genul ăsta. Sigur că l-avem pe Dickbutt și unul dintre Pokémon este exagerat de dotat. Dar, în mare, această imagine ilustrează eforturile a sute de mii de oameni lucrând împreună ca să își împărtășească pasiunea pentru lucrurile la care țin. Iar asta ar putea să ne dea speranță pentru viitor că într-o zi vom împărți cu aceeași plăcere, colaborare și pasiune toți pixelii de pe planetă.